Senatoarea liberală Steliana Miron consideră că România a devenit țara unde normalitatea, bunul simț, respectul față de semeni sunt lucruri abstracte. În schimb, tupeul, violența, nesimțirea, sfidarea oricăror norme de moralitate sunt considerate valori primordiale. Steliana Miron este de părere că țara noastră este o junglă în care analfabeții mușculoși aplică legea lor într-un stat captiv și inert. Totodată, aceasta apreciază că, respectând aceleași principii, o parte dintre magistrații judecători consideră facultative prevederile codului penal și ale codului de procedură penală și se ghidează în judecarea cazurilor cu infracționalitate extremă doar după legea bunului plac, pentru că oricum sistemul din care fac parte nu produce anticorpii pentru eliminarea lor. Tocmai de aceea, senatorul PNL a avut o interpelare către primul ministru Victor Ponta, prin care solicita găsirea unei strategii naționale de stopare a fenomenului de violență din țara noastră, dând de exemplu cazul de la Cluj. Am făcut o interpelare către primul ministru în urma incidentului care a avut loc în centrul municipiului Cluj-Napoca, unde un tânăr a băgat în spital 5 oameni pe care i-a lovit extrem de brutal și fără niciun motiv, iar instanțele de judecată au considerat că acesta nu trebuie să fie reținut, neconsiderându-l un pericol public. În momentul de față, instanțele de judecată au toleranță zero față de infracțiunile de corupție, un lucru de lăudat, dar aceleași instanțe tratează cu o mare superficialitate infracțiunile de violență, mai ales cele de violență extremă. Consider că impactul social al infracțiunilor cu violență este deosebit de important și de aceea ce se întâmplă azi și ușurința excesivă a instanțelor de judecată nu face altceva decât să ducă la perpetuarea și accentuarea infracțiunilor cu violență extremă. De aceea, prin această interpelare, am solicitat stoparea acestui flagel și am solicitat premierului convocarea CSAT-ului.